sale. Ciocolată de casă cu afine pentru început, baclava bine însiropată ca să-ți faci pofta și în punguță pentru acasă, bomboane învelite în marțipan și fructe uscate confiate. Iar pentru cei mici, figurine dulci și colorate. Asta au ales astăzi la desert toți cei care au trecut pe la târgul de ciocolată și dulciuri organizat într-un mall din capitală și au plecat tare fericiți. Ciocolată! Ciocolată, doamna! De care ciocolată? Ăla cu vanilie. Niște ciocolată de casă. Și este bio? Da, așa am înțeles, mi-au zis doamnele că e bio, ca să putem să-i dăm și la asta mică. Gustoasă și sănătoasă, ciocolata de casă a fost vedeta weekendului. Combinată cu fructe confiate, semințe de pin, alune sau fistic, s-a vândut pe bandă rulantă, chiar dacă 100 de grame costă 10 lei. Iar la hipermarket, ciocolata obișnuită costă câțiva lei 100 de grame. Cine a gustat ciocolata, nu era să nu cumpără. Zice că aduce aminte de copilărie. La mare căutare au fost și dulciurile colorate. Îmbrăcate în marțipan, mov sau verzi, broscuțele de ciocolată și fructele uscate au făcut cu ochiul tuturor copiilor. Eu vreau prăjiturile cu mov. Sunt gustoase? Da. Și altceva pe lângă prăjiturile cu mov, ce mai vrei? Pesteluță. Prăjituri colorate. Care, Iana, arăt și nouă, care îți place, care cred să-ți place mai mult? Mi-am cumpărat salam de biscuiți și bomboane fondante. Le-ai gustat? Cum sunt? Sunt foarte bune. Comercianții garantează că sunt 100% bio. Nu conțin zahăr, făină și nici ouă. Sunt îndulcite doar cu fructoză. Perfecte pentru doamnele preocupate de siluetă. Eu zic că îngrașă, dar dacă faci sport, nu mai îngrașă. Ce vreți să vă cumpărați? Fără zahăr. Și ce anume fără zahăr? Ciocolată de casă din Ungaria fără zahăr. Am diabet și vreau fără zahăr. La târgul de ciocolată au participat mai bine de 20 de producători și comercianți din toate colțurile țării, dar și din Ungaria și Turcia.